dimineața, prieteni! Ieri am ajuns în Valparaiso, Chile. Este vara aici, este foarte frumos. Chiar acum suntem la aduana, adică la vamă. Acesta este începutul aventurii noastre în America de Sud. Del desierto, circuito costero. În spate este deșertul Atacama, în fața ochilor am Pacificul. Am aici motocicleta și mergem pe un drum superb. Pot spune că e un mod minunat de a-ți petrece ultima zi a anului. Da, este 31 decembrie. Este extraordinar! Suntem în Atacama în momentul ăsta. E un parc național. Ia uite. Ai plaje virgine, ai deșertul, ai o liniște pe care nu o întâlnești niciunde altundeva. E fabulos. Tocmai am ajuns în rezervația Los Flamencos. Suntem în Anzi, la 4500 de metri. Vorbesc așa de încet pentru că am văzut niște păsări flamenco pe care vreau să le filmez. Și nu vreau să le sperii. Peru, bienvenido, welcome, bun venit. Ne urează Peru. Așadar, dacă îți plac orașele, dacă vrei să simți un pic cultura asta peruană, trebuie să vii în Lima, n-ai ce regreta. Aventurierii pe două roți nu puteau rata ruinele Machu Picchu, una dintre atracțiile principale ale Americii Latine. Pentru că drumul până la vechiul Pisc este inaccesibil, băieții au renunțat la motoare și au plecat să viziteze fostul oraș incaș cu trenul. Gata, ultima noastră zi în Peru. Am petrecut ultimele două zile pe o insulă plutitoare de pe lacul Titicaca. Este ca o gospodărie, de fapt asta și este. Am avut astfel ocazia să vedem cum trăiesc oamenii duros. În momentul acesta vom părăsi insula și plecăm către Bolivia. Bye bye Milagros! Bye! Dragilor, suntem la 4600 de metri, în munți, undeva la nord de La Paz. Credeam că o să dau peste orice, dar nu peste zăpadă. Avem ceva zăpadă și iată ce drum ne așteaptă. Astăzi călătorim către Yungas Road, North Yungas Road, cunoscut drept și drumul morții din Bolivia. În Bolivia, temerarii pe motociclete au dat o raită și până la Salar de Uyuni, cel mai mare deșert de sare din lume, aflat la peste 3600 de metri altitudine. Au, au, au! Gata, prieteni! Am ajuns! Suntem pe Salar de Uyuni, în Bolivia, cel mai mare deșert de sare din lume, dar nu e asta fascinant, nu că e cel mai mare. Este incredibilă imaginea pe care o am în fața ochilor, pentru că este sfârșitul lui ianuarie, iar deșertul este inundat în momentul ăsta și totul este oglindă în jurul tău. Te simți ca și cum
ai merge pe cer. Ca și cum ai păzi și pe cer. Wow, cum sunt ultimele imagini spectaculoase. Oameni buni, doi dintre cei trei aventurieri pe două roți sunt acum aici, așa că aplauze pentru Cristian Predoi și George Tomescu. Unde e al treilea? A rămas acolo? De ce nu e cu voi? Ar fi vrut să rămână, să rămână, nu? Dar ce s-a... Serios, ce faci? Unde e? Nu știm. Așa e când ești un antreprenor important. Așa e cu motocicliștii ăștia. Păi da. Sunt imprevizibil, nu? Întotdeauna. Cristian, George, am văzut imaginile și mai ales astea de final când parcă, într-adevăr, parcă mergeați pe nori, pe cuvântul meu. Spectaculos. Da, extraordinar. Deci eu știam la ce să mă aștept cumva, pentru că de mult visam să ajung în locul ăla. Este foarte tare. Dar când am ajuns acolo, am rămas fără cuvinte, m-am bulbuit la cameră, a trebuit să înregistrez din nou. Dar partea și mai interesantă e că îl prinzi așa. Uite, aici imaginile astea, deci sunt vai de fabuloase. Doar dacă te duci în februarie, vezi asta. Sau uite, aici, la sfârșitul lunii. Pentru că acum e inundat și deci nu vine să cred. Cu ce film ai? Deci asta e videoclip, că sunt efecte speciale. Deci asta era pe bune, a? Aha, cu o dronă. Uite, cu o dronă atâta de mici dimensiuni, pe care am ridicat-o și am pus-o să ne urmărească. Cam asta e procedura de filmare. Ca să intrăm acolo a trebuit să traversăm un șanț mare cu apă, pentru că este inundat. Toată lumea ne zicea, nu intrați pentru că o să vă faceți praf motocicletele. Adevărul pentru că sare. Dacă am fi căzut, s-ar fi stricat toată electronica motorului și ar fi fost o problemă acolo. Da, ar fi fost o mare problemă. Tu ai niște site-uri, nu? Da, e vorba de site-ul pe motoare. Și de călătorie, nu? Da, călătorie și motociclete. Mie îmi place foarte mult să călătoresc, pe motocicletă mai ales. Site-ul pe motoare este un site în limba română și mai este un proiect care se numește Drive Make Riders. Este un proiect internațional unde încercăm să ne punem direct cu băieții mari din Anglia și din Italia. Mamă, tu și călătorești, adică nu, în zona dacă asta. Spui acum, dacă ai scris că întreb unde ai călătorit în ultimii 5 ani, cred că mi-ar lua jumătate de oră din emisiune. Nu știu, cele mai importante ar fi Kazahstanul, Caucazul, Norvegia, toate pe motocicletă, Marocul și acum America de Sud. Și super. Mizele cresc în continuare. George, câți kilometri faci pe an pe motocicletă? În jur de 15.000 doar. De 15. Sunt nou venit în lumea motociclismului de aventură. Ei sunt mult mai versați decât mine. Dar sper să recuperez. Tu ai copilărit în Germania de vest? Da. Și apoi te-ai mutat în România, acum iarăși? M-am reîntors în România cu părinții mei, fiindcă lucrau la ambasadă. Și am avut ocazia să intru în contact la vârsta de 10-11 ani cu motoarele. Eu eram fascinat, efectiv, când vedeam cum trec motoarele de tip sport bike. Da. Viteză, se înclinau pe curbe, puneau genunchii pe pământ. Se părea spectaculos. Mi se părea spectaculos, mai ales că vedeam de aici, unde nu vedeai așa ceva. Și am rămas marcat oarecum de acele imagini și mi-am dorit dintotdeauna să... Ai fost în Florida, da. Ai fost marcat de ce s-a întâmplat în Thailanda, nu? S-a plăcut mult acolo. În sensul acesta, credeam că te referi la tsunami. Nu, că ți-a plăcut mult. Da. Este și ai patru motoare. Da. Foarte frumos. Bă, băieții ăștia se bucură de fiecare clip a vieții, se suie pe motor și toată lumea zice că atunci când ești pe motorul ăla simți libertatea aia, sentimentul ăla așa de libertate. Băi, da, să știi. Pentru că atunci când mergi cu mașina, da, te uiți pe geam, dar nu ești acolo. Când ești pe motor, ești ca un copac. Știi, dacă e frig afară, ți-e frig, dacă e cald, ți-e cald, dacă bate vântul, te bate vântul și pe tine, dacă plouă, nu mai zic. Asta e partea frumoasă. Simți mirosuri, simți tot ce se întâmplă în jurul tău. Unii zic că e ca și cum, nu știu, dacă stai în mașină, e ca și cum te-ai uitat la cinema, dacă ești pe motor, e ca și cum ai face parte din filmul respectiv. Super tare. Cam asta se întâmplă în realitate, adică nu-ți George, doar vorbe. La tine cum a fost în experiența asta pe care ați făcut-o prin America de Sud? Că am înțeles că la un moment dat ai rămas singur pe acolo, pe munte, te-ai rătăcit? Da, aici e o poveste mai deosebită. Ei s-au dus spre Lima, eu am avut ocazia să mai călătoresc în Lima și Cusco și atunci am gândit-o că ar fi indicat să mai rămân în zona de canioanelor, marilor canioane. Preferat aventura din Marile Canioane și am lăsat pe ei să se ducă spre Lima și sperând totuși că ne vom reîntâlni
N-a fost să fie. Da. Și nu v-ați mai întâlnit-o? Nu, fiindcă trebuia să mă întorc mai devreme și pierdeam avionul dacă îi așteptam. Foarte tare. Oricum, băieți, să vă dea Dumnezeu sănătate și să inspirați și pe alții care se uită acum la noi la emisiune. Mâine, poi mâine, să zică, bă, facem o gașcă de 2-3 prieteni, ne luăm motoarele și plecăm așa în toată lumea asta. Te așteptăm și pe tine. Aveți de alea, cum se numeau, motoare cu ataș? Aveți ataș? Nu, dar putem să... Poți să-ți iei un ATV sau în ceva, ataș, e tot da? Aia, da. Când e următoarea călătorie? Bă, trebuie să fie curând. Nu știm încă unde facem, nu știu, probabil la vară. Avem acum câteva idei. Evident, o să crească mizele. Da. Foarte bine. Oameni buni, căutați-i pe băieții ăștia extraordinari. Mai zile o dată, oamenilor, unde vă găsesc. Pe motoare ne găsiți pe, peste tot, pe toate platformele. Pe motoare. Băieți, vă mulțumesc mult, sunteți foarte tari, serios. Mersi. Data viitoare vă așteptăm și cu motoarele. Să vină. Mulțumim mult de tot.